Episod nou din comentarii despre oameni și relații. Aici e o chestie foarte lungă. Pe scurt, o tipă povestește că, bă, ea își cam primește meciuri pe Tinder, dar de obicei tipii dau cu flit după o întâlnire sau două. Și povestește că nu prea are noroc și că unde să întâlnească tip și că majoritatea tipilor sunt bla bla și bla bla. Pe scurt, în tot ce scrie aici este următorul lucru. Se întâlnește cu ăștia, nu vrea să se fută cu ei. Și ăștia spun, a, ok, am mișto atât de două ori cu ea, nu vrea, nu o interesează. Și ea spune că are conversații cu ei, adică nu se întâlnește așa chiar din prima și nu știu ce, dar asta e faza, că conversațiile astea sunt superficiale. Și te întâlnești cu omul, trebuie să dai tu seama din prima, adică nu la modul trebuie să avem 5 întâlniri ca să-mi dau seama dacă el este omul care trebuie să mă culc. Nu, îți dai seama de asta destul de repede. Și dacă după prima întâlnire el nu-ți mai răspunde, e clar că vrea doar să te fută și atât. Și nu e cazul să-ți bați capul. Dar femeile sunt, aici e perversitatea. În momentul în care ele te refuză pe tine, nu m-a interesat, dar în momentul în care sunt ele refuzate, vai de mine, ce m-a rănit. Inimioara mea suferă pentru că m-am ieșit cu el și m-a rănit. Păi stai fâși, tu când faci asta de zeci de mii de ori. Went to Starbucks today and the cashier left this note on my cup. You have made my day if you didn't work at Starbucks. I'm a real estate agent and I know I make way more than he does. It sucks y'all because he was actually cute. I just can't take care of no man. Și ăsta de la Starbucks i-a lăsat, you are beautiful, have a good day. Deci pur și simplu, omul mi-a zis, mi-a lăsat acolo un mesaj cu foce, țâțe ai, nu știu, pur și simplu a spus, păpușica, ești frumoasă, zi frumoasă. Adică a fost foarte politicos și foarte, deci numai din faptul că a fost politicos a trebuit să-i dea o șansă. Dar, că s-a Starbucks, sărac. Aici sunt discuții și discuții, la modul că, pur și simplu, poate între joburi, poate s-a săturat de ceea ce făcea, poate zeci de motive. Sunt, dar regulă, și oameni care nu duc foarte bine și lucrează la Starbucks, dar sunt și oameni mișto care lucrează și în Starbucks, și în baruri, și nu știu ce. Acum trebuie să fii deschis la minte. Fiancé is upset because I am not as wild as I used to be. Ăștia povestește o tipă că e asiatic, are 28 de ani și povestește că într-o discuție s-a scăpat și i-a zis lui logodnicul că s-a futut și cu doi deodată și nu o singură dată de mai multe ori. Și ăsta pur și simplu a rămas, păi stai puțin pe pușica că la mine usuși cu scârbă, deci despre ce vorbim aici? De asta, oată, nu e bine să te apuci să spui tot ce ai făcut și cu cine? Și de asta femeile sunt foarte rănite. În momentul în care se află. Și asta nu vor să vorbească și nici nu ar trebui să vorbească despre asta. Dar pentru ca bărbat să afli că prietena ta era internațională și cu tine acum se fute așa, când am chef, în seara asta mă tare cap, stai puțin că m-am întâlnit cu Marcel și Marcel spunea că în facultate te futeai cu toți și nu durea capul și o luai și în cor și te trebuie pe zi. Și e foarte frustrant ca bărbat să auzi chestii de genul ăsta, pentru că ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fata așa a făcut de cap și după care te-a găsit pe tine, prostul satului. Asta înseamnă. Și este foarte, foarte nasol. Foarte nasol. Înțeleg că femeile, știi că mă distram, te distrai cu aia care n-au însemnat nimic și cu viitorul tău să-ți usuși cu scârbă. Deci de asta îl râcăși, de asta din momentul în care ăla află, asta e o poveste lungă, pe scurt, sunt niște survivor show-uri din astea în care îi lasă pe oameni pe o insulă din asta în Pacific, parcă. Insula, așa, o climă destul de bună, pestea mediteraneană, nu sunt foarte sigur. Și de obicei cam 80% din timp e soare și 20% ploi. Și îi lasă pe insula asta să descurce, le lasă niște porcușuri, le lasă niște, dar trebuie să-i vâneze, trebuie să-i taie, trebuie să nu știu ce. Și povestea asta este cum a lăsat 6 bărbați și 6 femei pe insule separate și femeile n-aveau de niciunele și bărbații se descurcau. După care la un moment dat, producătorii văzând că treaba merge așa de nasol, l-au mutat 3 bărbați pe insula cealaltă, pe insula unde astea murau de foame. Și au venit așa, întreabă, dar unde voi ia de post? Unde voi mâncare? Voi ce ați făcut toată ziua? Păi nu, am stat la plajă. Și păi da, știți că avem de stat aici o lună de zile. După care ăștia s-au apucat și au clădit una alta și ele stăteau și se uitau. Și, mă rog, discuția asta e în termen de feminism și în termen de patriarhat și așa mai departe. Și părerea mea pe tema asta e simplă. Hai să începem macro.
societatea asta pe care o vedeți e modelată după voințele bărbaților în mare parte. În sensul că de obicei casa se face așa, s-a făcut, sau mă rog, a apărut betonul pentru că așa au avut bărbații, au apărut mașinile că așa au avut bărbații și așa mai departe. De asta este în felul în care este. Femeile spun că, bă, n-avem nevoie de bărbați, n-avem nevoie, nu știu ce. Poți să spui, păpușica, da, du-te, ia-ți o insulă și stai acolo și vezi cât de multe poți să faci fără bărbați. Cât de multe descurci și cât de nu știu ce. Și în situații de astea de clădirea societății, de apararea perimetrului, de identifica probleme din casă, bărbații sunt campioni, nu există să-i dai la o parte. Adică eu văd asta la mine, adică eu fac chestii în curte și pe care spun soției și soția, nici nu am observat chestia aia. Dar normal, pentru că tu ești femeie, trebuie să observi alte chestii. It's not a given, dar de obicei așa se întâmplă. Și asta, toată retorica asta cu n-am nevoie de bărbați, ai nevoie de un instalator pe cine chemi, ai nevoie de un sugraf pe cine chemi. Sunt foarte puține femei care fac chestia asta. Și asta e stupid, toată retorica asta e stupidă. Și te bagi într-o discuție, asta e și mai stupid. Imagine a world where women are introduced to exercise as a means to build strength, muscle and confidence instead of a means to be thin. And thought that nutrition is more about health, longevity and actually being nourished rather than just being skinny. E o altă porcărie din categoria aia. E chestia aia cu cea mai bună cură de slăbită, divorțul. Pentru că femeia, în timpul căsătoriei, e bine, e sănătoasă, începe să îngrașe, dar nu mă iubește și așa. Bă, te iubește cu 5 kg, cu 10 kg, da? Te iubește și cu 20? Te iubește și cu 40 în plus? Și după ce pleacă, aulă, trebuie să slăbesc repede, pentru că te... Cam la asta se reduce. Adică, da, să rămâi așa, păpușică, rămâi așa la 110. De ce nu rămâi așa la 110 kg? Adică poate să găsești pe unul. A, păi nu, că trebuie să slăbesc, că... Vezi? Asta e vorba. Fix despre asta e vorba. Deci trebuie să slăbești ca să atragi bărbați, dar nu să slăbești ca să-l menții. Și asta, că nu știu ce cu exercise și strength și nu știu ce. Și asta e și mai enervant, că ele știa că tu ca bărbat observi și tu, dar ea observă prima că nu mai încape în blugia și care are nevoie de unii cu două măsuri mai mari. Nu observ eu înaintea ei, ea observă. Știi? Și ea, dar nu, n-am nimic. Dar imediat după divorț, imediat descoper asta. I, 45 female, I'm still wanting for my knight in shining armor to swim me up my feet. The more time passes, the more I'm beginning to think I would spend the rest of my life alone. I have a decent career, but not much else to offer anyone. I know I'm not a looker and often struggle with self-esteem issues. Most of my friends have distanced themselves from me and I don't know why. I would say I'm quite independent, but I yearn for affection from someone. I fall quickly and hard and when a man shows me attention, doesn't happen often, but then always push me away at the end. How do I break free of this cycle? Cred că mai vrut un episod despre femei urâte, dar sfatul general, și aici merge și la băieți. Bă, n-aștepta până la 40 sau până la 30. Asta e 45 și știi că trebuie să îngrozesc pe cineva. Ce crezi că o să găsești la 45 de ani? Abuzatori sau abuzați? Adică unul care o să fie greu de suportat pentru că te bate sau pentru că bea sau pentru că nu știu ce, sau unul care nu poți să creezi o legătură pentru că a fost rănit de altcineva. De asta, ce mai bun să faci aici, nu știu dacă are de face cu neapărat cu frumusețea. Ideal e să identifici un bărbat cu potențial și să mergi alături de el pe drum. Ideal. Că sunt situații în care marinela se întâlnește cu marinel la un banchet, la nu știu ce dineu de afaceri unde costă 1000 de euro intrarea. Da, sunt de acord. Da, ok. Sigur că da. Sau că se întâlnesc împreună la serviciul Porsche, absolut. Deci, aici o vecină, ea are un 911 și prietenul are un 911. Și da, asta, vin într-o familie foarte bună, s-au întâlnit la serviciul Porsche. Da. Dar majoritatea cazilor, Gigel, ce planuri ai? Păi că eu vreau să merg la meci. Nu, planul pe termen mediu și lung. Nu știu, m-am gândit. Următorul. Marcel, tu ce plan? Aici intră foarte bine asta cu get my reasonable needs. Jesus Christ, Rachel, I told you to keep that shit away from me. Trebuie să ai niște dorințe clare și simple și după care să găsești un bărbat
spui, bă, ăsta are potențial și o să merg alături de el pe drum. Dar de multe ori femeile au impresia că sunt șmechere și ăla are BMW, ăla care are BMW înseamnă că are bani. Ce s-a întâmplat? Au început din ce în ce mai mult săraci să-și ia BMW cu gândul că le păcălesc pe proastă și le fut. Ăsta are casă în centru, hai că mă fut cu el. Și ce s-a întâmplat? Din ce în ce mai mulți băieți au început să-și închirieze case în centru. Se arate la pizuțe. M-a dus în Dubai. Ce s-a întâmplat? Au început din ce în ce mai mult să meargă până în Dubai. Cu calciciile și să-l impresioneze. Și de fapt n-a făcut 5 lei pe ei. Se întâmplă, chestia asta se întâmplă frecvent. Și aveam un prieten care locuia în Unirii. Faptul mai am. Și mergeam la el acasă. Și la un moment dat mai mergeam și cu diverse pizze. Și asta erau flash când vedeau că ăsta stă în 4 camere în centrul Bucureștiului. Și erau, a, dar e liber, dar are prietenă, dacă mă fut cu el, bă, și la modul nu puteai să lași femeia, nu puteai să-ți o lași pe gagică ta singură lângă el, că aia sărea pe el, pur și simplu, el nu trebuie să facă nimic. Și asta pentru că cu gândul că, a, uite, ăsta are bani și îmi doresc unul cu bani. Dar el o să te trateze nașpa, tocmai pentru că are bani și pentru că pizda este ceva ușor obținibil pentru el. În schimb, unul care îl iei și mergi cu el și ați început amândoi când erați proaspăt angajați și după care el a avansat și după care a avansat și tu și așa mai departe și sunteți împreună, adică știți valoarea banului împreună și veniți din zone, nu neapărat de sărăcie, dar de zone medii în care părinții aveau niște chestii, dar nu erau săraci, nu erau nici bogați. Sunt cupluri mult mai trence decât Maricela, l-a văzut un Marcel cu BMW, a sărit pe el, l-a futut. S-au căsătorit și surprinzător a aflat că el săracul n-are decât BMW-ul ăla, n-are nici măcar casa în care stă.